Salutare, prieteni! Și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu personalitate istorică. Astăzi vom discuta despre unul dintre tribunii legiunii Auraria Gemina din timpul Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. Este vorba despre tribunul Vasile Fodor, un tânăr din bistra care în acele vremuri tulburi de la mijlocul secolului al XIX-lea a pus idealul național mai presus de orice, chiar și decât propria sa viață. Tribunul legiunii Auraria Gemina, Vasile Fodor, a văzut lumina zilei la 8 decembrie 1824 în localitatea Bistra, din frumos tenută la pusenilor în familia preotului greco-catolic Ioan Fodor și Amalie Ilieș, înrudită cu familia Șterca și Luțiu din Câmpeni. Din punct de vedere profesional, s-a format la Cluj, la Liceu Piarist, unde a avut colegi, printre alții, pe Avram Iancu, George Anca, Nicolae Chiorean, Dumitru Maior, Iacu Mureșanu, Aron Pop și alții. După finalizarea studiilor de la Liceu Piarist, din Cluj, Vasile Fodor se îndreaptă spre capitala Imperiului Viena, unde a studiat dreptul. În primăvara anului 1848, Vasile Fodor era cancelist la taberele gească din Târgu Mureș, alături de Alexandru Papiu Ilarian, Ladislau Bazil Pop, Iacob Ologa, Avram Iancu și alții. În luna martie anului 1848, Vasile Fodor este implicat în toate acțiunile politice ale tinerilor canceliști români din Târgu Mureș, însă nu iasă în evidență așa cum a făcut-o Alexandru Papiu Ilarian sau Avram Iancu prin discursurile sa lor naționale. Cel mai probabil, tot în primăvara anului 1848, revine alături de Avram Iancu în ținutul apusenilor, mai exact în localitatea natală Bistra, casa sa, fiind una dintre locurile de întâlnire a celor mai importanți conducători ai românilor din munții Apuseni, după cum aflăm din ancheta Cosma declanșată în vara anului 1848. Mânat de ideal național, și înconjurat de alți tineri cu aceleași aspirații revoluționare, Vasile Fodor a participat la ambele adunări naționale la Blaj. După Marea Adunare Națională din 3-15 mai, Vasile Fodor este ales printre cei 100 de delegați ce urmau să participe la lucrările dietei din Cluj, alături de Francis Boeriu, Partenii Nitrobițaș, Petru Pop Ioan Oros alias Rusu și mulți, mulți alții. Reîntors de la Mar Națională de la Blaj, pe plaiurile natale, Vasile Fodor pornește o campanie de informare a locuitorilor din satele învecinate cu Bistra pentru a face cunoscut oamenilor cele hotărâte la mare Adunare Națională din Câmpia Libertății. Astfel că Vasile Fodor a făcut mai multe vizite la Abrud, la Câmpeni, la Lupșa, unde le-a povestit oamenilor cele discutate în Câmpia Libertății de la Blaj. Aceste acțiuni revoluționare, desfășurate de viitorul Tribunal Legiunii Auraria Gemina, au atras atenția autorităților maghiare care au hotărât prinderea și arestarea sa. Arestarea lui Vasile Fodor a avut la 30 mai 1848 la Cluj. El ajunsese cel mai probabil în orașul de pe Someș, chiar în acea zi, sau cu câteva zile mai devreme pentru a participa la lucrările dietei de aici. Este acuzat de instigarea populației românești împotriva autorităților maghiare, fiind cel mai mult incriminat pentru activitățile de propagandă națională desfășurate în localitatea Lupșa. Deși nu recunoaște nimic din acuzațiile care îi se aduc, totuși Vasile Fodor este arestat pe tot parcursul verii anului 1848, la fel ca și Simeon Balin, Florian Micaș. Vasile Fodor a fost eliberat în timpul celea treia adunări naționale de la Blaj, în urma presiunii pe care au făcut-o românii prezenți în câmpia libertății și a unui memoriu semnat de președintele provizoriu al consistorului din Blaj, canonicul Vasile Rațiu. După cerea treia adunare naționale de la Blaj, în septembrie 1848, Vasile Fodor a fost numit tribun al legiunii Auraria Gemina. În planul de organizare a legiunii Auraria Gemina, propus de prefectul Avram Iancu pentru apărarea munților Apuseni, lui Vasile Fodor i s-a închiredințat tabăra de la Ponor, ce avea drept scop oprirea înaintării ungurilor ce veneau dinspre Aiut, spre interiorul munților Apuseni. Din această postură a luat parte la mai multe lupte cu insurgenții maghiari, unde s-a făcut de cele mai multe ori remarcat prin curajul și vitejia sa. La începutul lunii februarie anului 1949, i a anului 1849, acesta i-a învins pe insurgenții maghiari la Valea Poeni, respingându-i până în strâmtoarea de la Bedeleu. După această victorie, tribunul Vasile Fodor de a cerut sprijin militar prefectului legiunii, Avram Iancu, întrucât dispunea de puțini luptători, iar mulți dintre ei erau obosiți și demoralizați. Nu știm dacă a primit sau nu sprijin militare la prefectul legiunii. Cert este că în ziua de 20 februarie, în contextul mai larg al luptelor duse de tribunii români cu insurgenții maghiari de pe versantul estic al apusenilor, Vasile Fodor, alături de răncerii săi, a obținut o importantă victorie la Valea Poenii. După această victorie, o trupă de 12 moți din tabla lui Vasile Fodor au așteptat o trupă de insurgenți maghiari în strâmtoare la fântâni, iar la cu nopții i-au atacat cu pietre și bucăți de lemn de pe înălțimi, provocându-le mari pierderi. În urma acestei ciogniri, lăncerii lui Vasile Fodor au căpturat de la insurgenții maghiari un tun, două tobe, 200 de puști și tot ce jefuiseră în ziua respectivă de prin satele românești. Astfel, prin curajul și vitejia celor 12 răncieri al lui Vasile Fodor, au dotat tabăra de la Ponor cu armament și alimente necesare traiului zilnic. La 13 martie 1848 se găsea cu trupa sa de luptător la Baia de Arieș, de unde îi solicita prefectului Avram Iancu muniții pentru a rezista în fața insurgenților maghiari care l-atacau cu multă înverșunare. La sfârșitul lunii martie, mai exact în ziua de 30 martie 1849, tribunul Vasile Fodor a învins cu trupa sa de lăncieri pe inamicii maghiari la Gomal din ale căror rânduri s-a făcut remarcat atât el cât și alți tineri luptători. De asemenea, trupa de lăncieri lui Vasile Fodor a capturat întreaga pradă pe care dușmanii o aduseseră din satele învecinate. La începutul lunii aprilie a anului 1849, tribunul lui Avram Iancu, Vasile Fodor și lăncierii săi au avut lupte crâncene cu insurgenții maghiari la râmeți, unde au rezistat cu stoicism, cu toate că maghiarii erau superiori din punct de vedere numeric. La 10 aprilie 1849, tribunul Vasile Fodor a avut o luptă crâncenă cu trupa revoluționară maghiară, condusă de Banfi Ferenc, în urma căreia trupa dușmană a fost învinsă, lăsând în urmă 15 morți. Din tabăra tribunului a căzut la atorie un singur luptător și alți trei au fost răniți. Apoi, în ziua de 12 aprilie 1849, acesta îi scria din nou prefectul legiunii Auraria Gemina, căruia îi descria victorie obținută la râmeți în fața insurgenților maghiari, și -i cerea din nou sprijin militar pentru a rezista în fața revoluționarilor maghiari care îl atacau în permanență și de cele mai multe ori erau superior numeric. La mijlocul lunii aprilie, mai exact în ziua de 15 aprilie 1849, Vasile Fodor, împreună cu lăncierii săi, a învins trupa inamică maghiară condusă de Egofalfi la piatra tăiată, iar la 28 aprilie la Piatra Lungă, omorându-i dușmanului în ambele bătării 13 ostași. În ziua de 25 mai 1849, tribunul Vasile Fodor și-a unit trupa sa, revoluționară la Ponor, cu cea a tribunului Ioan Ciurileanu, pentru ca în zilele următoare să pornească un atac asupra trupei revoluționare maghiare care staționa la Teiuș. Deși trupa celor doi tribuni era mai numeroasă decât cea maghiară, totuși le lipsea armele de foc și mai cu seamă muniția. Lupta a fost crâncenă, din tabăra românească căzând pe câmpul de luptă, 30 de morți și alte 10 persoane fiind rănite. Cu toate acestea, trupa românească a pătruns până în apropiere de orașul Teiuș, însă, datorită sprijinului pe care revoluționarii maghiari l-au primit de la Iud și Alba Iulia, eternat pe români să se retragă din nou în zona montană. La începutul lunii iunie a anului 1849, Vasile Fodor a avut o primă luptă la muntele Bedeleu cu o trupă de insurgenți maghiari veniți de la Iud și aflați sub comanda maiorului Velic. În ciuda unei lupte crâncene și sângeroase din tabăra românească s-au făcut remarcați tribunul Șerban și tribunul Cacoveanu. Victoria a fost obținută de trupa românească condusă de Vasile Fodor, iar maghiarii au pierdut în acea bătălie, conform mărturiei lui Ioan Ciurilianu, aproximativ 600 de luptători, iar mai mulți au fost răniți. La 9 iunie 1849, pe flancul de est al Apusenilor, tribunul Vasile Fodor a fost atacat la ponorul rumeți de o trupă de aproximativ 380 de honvezi, și gardiș maghiari veniți de la Iud. Deoarece tribunul Vasile Fodor nu dispunea decât de 50 de oameni, în acea poziție a fost nevoit să retragă până la Valea Poieni. Peste noapte, aceasta, acesta a reușit să-și adune toți luptătorii valizi de pe flancul estic al Apusenilor, iar în dimineața zilei de 10 iunie a atacat pe insurgenții maghiari. În acea zi a obținut o strălucită victorie împotriva trupelor namice, pe care le-a alungat până în satul pe care insurgenții maghiari l-au și incendiat de furie. În noaptea de 10 spre 11 iunie 1849, trupa revoluționară maghiară s-a întărit cu peste 1000 de luptători, iar în ziua următoare a atacat trupa românească condusă de Vasile Fodor la Tarcău. Aici lupta a fost animată și a ținut zile întregi. Seara, tribunul a fost nevoit să retragă datorită lipsei de muniții, dar și datorită faptului că nu putea să reziste rachetelor dușmane. În ziua următoare, primind muniții de la Avram Iancu, i-a învins pe insurgenții maghiari care au lăsat pe câmpul de luptă 30 de morți și i-au respins peste satul deja pustit. În ziua de 13 iunie 1849, tribunul Vasile Fodor, alături de luptătorii săi, a înfruntat pe versantul estic al apusenilor o nouă trupă revoluționară maghiară de aproximativ 600 de luptători. Bătălia decisivă s-a dat la muntele Bedeleu, unde trupa românească i-a învins pe insurgenții maghiari care au lăsat pe câmpul de luptă 15 morți. În această bătălie s-a mai făcut remarcați centurionii Matei Nicola, fiul preotului din Gioagiu, Șeftimie Morariu din Bedeleu. La 3 iulie 1849, tribunul Vasile Fodor a obținut alături de tribunii Șerban din Cacova o importantă victorie la ponorul Râmeți împotriva insurgenților maghiari conduși de Carol Velik. Din rândurile maghiarilor au căzut în această bătălie 10 morți, ale căror arme au fost capturate lăncerii români care au suferit o singură pierdere umană. La 22 iulie 1849 s-a petrecut o nouă luptă cu o trupă, de la, trupă liberă din insurgenți maghiari din Comitatul Sădmar, la muntele Bedeleu, unde au obținut o strălucită victorie. În urma acestei bătălii, din tabăra maghiară au căzut pe câmpul de luptă 15 persoane, în timp ce românii au avut un singur mort și au capturat muniția și tot bagajul insurgenților maghiari. În cursul lunii decembrie, anului 1849, pe când autoritățile austriece doreau să-l aresteze pe Avram Iancu, în târgul de la Hămagiu este reținut Vasile Fodor, care a fost confundat cu eroul Revoluției. Acesta protestează zgomotos la intenția de arestare a soldaților austrieci, fapt ce a provocat zarvă mare în târg. Aflând Avram Iancu despre acest eveniment, merge de bună voie și se predă acelor milițieni, însă, cum deja lumea era agitată, soldații austrieci îi, las, îi lasă pe amândoi în libertate. După Revoluție, Vasile Fodor a activat ca funcționar la Alba Iulia și Orăștie, iar din anul 1861 a fost jude la Hălmagiu. A fost căsătorit cu Carolina Moga, fica protopopului greco-catolic care, cu care a avut șase copii, însă mulți au murit la vârste fragede. Au ajuns... La maturitate doar doctor Vasile Fodor care a luptat în primul război mondial ca voluntar în armata română. Bravo luptător de la 1848-1849 din Munții Apuseni s-a stins din viață la 10 aprilie 1865 la Hălmagiu și a fost înmormântat în cimitirul Bisericii Greco-Catolice din această localitate. Prin urmare Vasile Fodor este un alt nume important. A revoluției de la 1848, 1849 în Transilvania, care a pus idealul național mai presus de orice, chiar și decât propria sa viață.